Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De un întâi mai la mare, înainte de, pe vremea Luceașcă, și era un frig nene în camera respectivă. Și atunci ce m-am gândit? Eu am zis, mamă, stai că eu vreau să devin... 85. Exact. Așa, exact. Da. Deci și asta. Voiam să devin inginer sau eram pe care să devin inginer, nu mai țin minte dacă eram și student. Și m-am gândit că ar fi o idee bună să dau drumul la apa caldă în baie. Că în felul ăsta apa caldă, măcar apa caldă era, să încălzească atmosfera. Și? Și am lăsat dușul pornit și am plecat. Am lăsat ușa deschisă ca să încălzească frumos aerul. Și când m-am întors, era practic totul ud. Pentru că se o ceață umedă. Da, era o saună care se udase în camera de hotel. Am pățit și eu odată. Ai pățit și tu odată? Am pățit, da. Doar că era mai horror. Surprize în camerele de hotel, mi-a tras atenția asta. Un cuplu de turiști care a ajuns în orașul Plzeň din Cehia a lăsat fereastra deschisă la hotelul unde se cazaseră în Plzeň, Cehia. Și la întoarcere, camera din Plzeň era invadată de lilieci. Păi, ești nebun. Și noi care ne plângem de țânțari. Sunt lilieci soprano, așa le zice. Soprano? Liliecii soprano, în ciuda ceea ce am putea crede, sunt niște lilieci mici și foarte mici. Seamănă cu liliacul românesc obișnuit, dar este mai mic. Fiind în Slovacia, acolo probabil că sunt mai puțin țânțari de mâncat, deoarece ei se hrănesc cu insecte zburătoare, cum ar fi țânțari, muște, moli, ce mai zboară. Liliecii soprano au invadat, deci, camera și celor doi turiști li s-a spus că este vina lor. Când a reieșit că în camera lor e plin de lilieci. Dar n-au ăștia la hotel acolo, n-aveau o plasă de lilieci? Da. Bună întrebare. Unde că nu s-ar fi ajuns la asta. Bă, nu înțeleg. Deci este pentru prima dată când aud că o cameră de hotel în Europa poate fi invadată de lilieci. În Africa, Asia, să zici că mai se întâmplă. Mai sunt și camere invadate de români, da. Asta e un alt subiect. Da. Luca a luat-o în serios. Serios, mă, deci asta este știrea. Ce te-ai aștepta ca în Africa sau Asia liliacul să intre în cameră, dar în Cehia nu? În multe țări din Africa nu au fereastră, adică nu au geam de sticlă la fereastră și atunci... Aia, ok, da. Au acolo niște plase care sunt anti-țânțar, cred că sunt și anti-zebra, anti-tot. Sunt niște plase de sârmă, vorbesc serios. Niște plase de sârmă, nene, anti... Nici tu nu poți să ieși pe fereastră dacă e nevoie, dar nici nimic nu poate să intre. Cred că sunt și anti-leu. Plase la o zebră. Serios am fost odată și... Aveți grijă, trageți fereastra și puneți plața că intră zebrele. Cum arăta plasa aia de ce era, de anti ce era aia în Africa? Era ca o tablă perforată, înțelegeam că era... Deci o tablă perforată. Deci fusese antiglonț înainte. Revenind, un purtător de coa a venit pentru salvarea liliecilor din cameră. Deci nu s-au gândit la turiști, au venit să salveze liliecii. Un purtător de cuvânt al Centrului de Salvare a Animalelor, scrie publicația Ziare.com, a declarat ulterior, citez, s-au găsit un număr record de 256 de lilieci vii și 11 lilieci morți. Dacă te-a lăsat la geamul deschis? Mai un pic, adică au plecat și s-au întors. 11 lilieci morți. Săraci. În camera numărul 2, 202. Păi nu m-ar îngrijora asta, adică, dar de ce au murit lilieci în camera în care trebuia să stau eu? Adică, bun, unii au supraviețuit, dar 11 săraci au intrat în cameră și au murit. Ce este în camera asta de mor lilieci când intră? Niște oaspeți responsabili și ulterior și menajer au lăsat fereastra deschisă, mai spune acest purtător de cuvânt. Recepționerul le-a arătat un pliant în trei limbi internaționale care spunea că oaspeții nu ar trebui să lase ferestrele deschise deoarece există riscul unei invazii de lilieci. Bă, ce se întâmplă? Asta nu-mi dă seama ce e acolo. Serios, adică e un oraș din Cehia în care dacă lași fereastra deschisă te trezești cu 256 de lilieci vii care au adus cu ei 11 lilieci morți? Da. După care m-am documentat suplimentar. Rezultă că orașul Plzeň se află în mijlocul rutelor de migrație a liliecilor. Și așa. Se migrează. Dar le place în mod special. Adică nu mai e niciun alt oraș în drumul lor. Ei, practic trec prin pârși și nu se pot abate. Asta e, văd fereastra deschisă grămadă. Anul trecut, în perioada august-septembrie, s-au găsit în total 1306 lilieci în apartamente și camere de hotel. Da, mai e clar, e ceva acolo. Sunt ca țânțarii la noi în Delta. Da, 1306. Într-un hotel din Karlovy Vary, o stațiune balneară bine cunoscută, unde se duceau bogații de pe vremuri să bea apă minerală. Milenară. Tot bogații se duc și astăzi. Nu s-a schimbat nimic. Deci,
Într-un hotel, 400 de lilieci au intrat într-o cameră, printr-un orificiu de ventilație deschis, dar apoi nu au mai putut ieși. Câți morți? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.